Bun găsit, stimați telespectatori! Ne-am regăsit într-o ediție, să zicem, specială, pentru că avem de-a face cu un subiect despre care multă lume vorbește, iar noi, întotdeauna în căutarea adevărului, trebuie să prezentăm adevărul așa cum dumneavoastră știți că noi procedăm de fiecare dată. De câteva zile, călărașul, întreaga Românie, dar călărașul în mod special, a auzit de o reclamație pe care un om pe care la un moment dat multă lume îl cunoștea în călăraș, domnul Caius Iliescu, a adus-o fostului senator Vasile Nedelcu în legătură cu niște bani pe care acesta ar fi trebuit să-i încaseze sau s-a spus în acte că i-a încasat, de fapt nu i-a încasat, și de aici întreagă debatură în legătură cu acuzații foarte grave de fals și uz de fals pe care senatorul Nedelcu le-ar fi făcut. Noi nu suntem parte în acest scandal, dar s-a întâmplat ceva care ține de deontologia profesională și atunci intervenim în căutarea adevărului. Domnul Nedelcu a fost contactat de un reprezentant al televiziunii care a transmis această știre mai întâi fără punctul său de vedere. A făcut precizările pe care a considerat necesar că oamenii trebuie să le știe. Și în televiziune s-a dat așa o secvență de câteva secunde și atât, îndreptându-se direcția într-o cu totul și cu totul altă direcție decât precizările pe care le făcuse domnul Nedelcu. Pentru că dorește ca informația să fie făcută publică, noi ne facem purtătorii de cuvânt, nu ca un drept la replică, la dreptul la replică refuzat, nu e treaba noastră, fiecare televiziune face ce dorește, dar pentru interesul călărășenilor și pentru corecta și completa informare, îi oferim posibilitatea fostului senator să prezinte situația așa cum o prezintă domnia sa, după care vom încerca să ne lămurim noi în legătură cu toate cele și, desigur, dumneavoastră veți fi cei care veți judeca. Bine ați venit în studioul nostru, domnule senator. Bună ziua, domnule profesor! Vă mulțumesc pentru invitația făcută și că ați acceptat punctul, sau acceptat punctul meu de vedere referitor la scandalul mediatic. Să prezentăm, pentru că, în primul rând, călărășenii sunt interesați de asta. Da, inițial nu aveam de gând să dau niciun fel de replică, însă la un atac trebuie să răspunzi cu atac și, bineînțeles, așa cum ați precizat și dumneavoastră, am prezentat punctul de vedere unei televiziuni, televiziuni care a prezentat acest aspect la nivel național și nu mi-a prezentat punctul meu de vedere așa cum am considerat necesar, motiv pentru care acum o să mă adresez altor instituții de presă pentru buna informare și corecta informare a cetățenilor, așa fel încât nu neapărat să ies din culpă, dar pentru a cunoaște într-adevăr. Deci, practic, dumneavoastră vi se aduce acuzația. O să discutăm după aia și de unde această reactualizare. Că aia e altă poveste, nouă ne plac scandalurile, că dumneavoastră trăiește presa. Dar lucrurile concrete sunt că domnul Caius Iliescu a fost angajat o perioadă în calitate de consilier parlamentar la biroul dumneavoastră parlamentar, între, o să spunem dumneavoastră, exact perioada respectivă, și că dânsul nu a încasat niciodată niciun ban și a descoperit că sunt acte în care ar apărea că el a primit bani în toată această perioadă, bani pe care nu i-a încasat niciodată, aducând acuzațiile de fals și uz de fals. Da. Asta este... Deci a venit după 9 ani de zile cineva, bineînțeles, să spună că nu a încasat niciun ban sau că nu are semnăturile pe documentul de plată, pe acel document care a fost întocmit de către Serviciul Contabilitate. Deci este, nu știu cum se caracterizează acest aspect, mă rog... Pe poate nu a știut domnul că i-a spus numele fals acolo. Asta nu, pentru că haideți ca să vă fac un scurt istoric. Așa. Fac un scurt istoric. În 2009, pe la jumătatea anului, a venit la mine și a spus că vrea să facă, să desfășoare activitate în Călăraș, în județul Călăraș și bineînțeles, avea nevoie de sprijinul meu. Și atunci am zis, domnule, ca să poți să desfășori activitate, uite, te pot ajuta și eu și să te angajezi la cabinetul parlamentar, dar nu ca și consilier parlamentar, ci ca un fel de colaborator, ca un colaborator extern cu, eu știu, cu o sumă modică pentru, bineînțeles, să fii încadrat undeva. Atunci i-am încheiat un contract de colaborare pe perioadă determinată,
cu un salariu minim de 300 de lei net lunar, aproximativ, nu mai am ținut. Stai puțin, deci ce sumă e? 300 de lei, 300 de lei, 300 de lei, 315 lei, numai 400 de față, ăsta, 300 de lei. 300 de lei pe lună. Da, el a acceptat că a zis că nu are nevoie, că el are afacere, are nevoie, nu are nevoie, nu știu ce, dar nu, asta este problema. Stați puțin, deci ați semnat un contract. Este semnat un contract. Deci dacă ai semnat contract, știa că banii ăștia bineînțeles, el venea la... Eu nu, acum nu vreau să fac istoria, pentru că aici e probabil cu un roman de scris, dar sunt foarte multe aspecte de prezentat. El, inițial am crezut că este om de bună credință, așa am crezut eu că o să fac ceva cu el, dar mi-am dat seama că este un om de proastă calitate și care nu ai ce face cu el. Bineînțeles că mi-am dat seama mai târziu, pentru că nu aveam informațiile necesare de la început. Când mi-am dat seama că el stătea pe vasul acela și că trăgea pe nas, practic se droga, așa sunt informațiile, așa am informațiile pe care... Dacă n-aveți dovezi? Da, nu, am informații de la multe persoane, nu numai de la nu numai mie sau nu numai eu le știu, ci le știu foarte multe persoane aspectele acestea. Și, bineînțeles, când venea pe la cabinetul parlamentar, se certa cu șeful de cabinet, cu domnul Stan și cu secretara care era acolo, se certa, arunca hârtiile, el n-are nevoie, el face, drege, nu știu ce, și așa mai departe. Când am aflat despre aceste aspecte, bineînțeles că l-am dat afară. Dar, cu o altă precizare, el cu câteva luni, două, trei luni de zile înainte de a-l da afară, a venit că ar vrea să se implice în partid, că a discutat cu cineva de la nivel înalt, la nivelul partidului și că ar vrea să se implice în cadrul organizației județene. L-am nominalizat, eu l-am propus ca și vicepreședinte interimar pe o perioadă scurtă pentru activitatea de vicepreședinte să se ocupe cu probleme juridice ale partidului. El nu știu dacă până la urmă, așa cum a fost și denumit în presă avocatul Casanova, eu nu știu dacă are documente care se credea. Da, sunt... I-am solicitat documente de studii, deci diploma, licența, dar nu mi-a adus-o niciodată licența. Sunt informații de acest, dar nu intrăm noi, dar nu intrăm noi. Da. Până noi nu cazul deci, personajul ne interesează, ci acuzații ne va adresa. Da, și ca să spun și alte aspecte legate de activitatea sa și, bineînțeles, de activitatea cabinetului. La nivelul cabinetului, deci aveam un șef de cabinet în persoana domnului Stan Nedelcu, este o potrivire de nume, dar nu are nicio legătură cu familia mea. Numele de familie Stan. De familie Stan, nu, Nedelcu. Nedelcu tot? Nedelcu, da. Care, bineînțeles, a murit între timp, Dumnezeu să ierte, nu fac comentariu pe tema aceasta. Centralizat toate actele contabile pe care le genera cabinetul în timp de o lună de zile, inclusiv fișa de pontaj pentru toți angajații cabinetului, le punea într-un plic, le trimitea la Serviciul Contabilitate în cadrul de la Senat, după care eu primeam suma forfetară, îi dădeam suma forfetară necesară și plătea toate datoriile pe care le avea cabinetul. Legat de întreținere, utilități, chirie, personal și așa mai departe. Deci toate aspectele acestea le făcea într-adevăr domnul Stan. Am avut informații de câteva ori că i-a trântit hârtiile, că i-a aruncat cu sticla, că i-a făcut nu știu ce, însă am zis că, domnule, hai lăsați că nu avem nevoie de discuții în cadrul cabinetului, trebuie să avem o activitate bună, hai să luăm ce este bun de fiecare dată, mă rog, alte aspecte din acestea care să nu genereze discuții. Dar știind că are asemenea comportamente, de ce l-ați spus vicepreședinte? Nu, pentru că nu aveam informația necesară. Deci, două, trei luni, deci când am avut informația necesară și, bineînțeles, la... În ședințele pe care le aveam și ultima ședință la care a participat, a răsturnat masa cu tot ce era acolo, peste oameni, bineînțeles că m-au considerat pe mine vinovat atunci, că de ce l-am adus în cadrul organizației, de ce am adus o persoană atât de... Era și domnul Dragu acolo? Bineînțeles, și domnul Dragu știe foarte bine și... Nu, că mi-aduc aminte că s-a auzit atunci că a fost un scandal și că sigur, a fost dat afară. Da, dat afară, domnule, de atunci nu l-am mai văzut niciodată, decât acum vreo lună, o lună și ceva, că m-a căutat. V-a căutat acum o lună și ceva? M-a căutat, că vrea să discute, că informațiile care le-am dat noi la presă, mai în primăvară anul trecut, nu sunt chiar reale și că nu știu ce. Eu zic că am avut o atitudine mai conciliantă cu el,
am uitat, era înainte de Crăciun, am zis și noi să fim mai îngăduitori, mai buni, mai... Mi s-a părut ceva ciudat în dialogul. Și mi s-a părut, bineînțeles, ciudat, pentru că el totdeauna aducea în discuție faptul că a făcut foarte multe acțiuni la Cărăraș, că a făcut cu pensionarii, cu nu știu cine, cu... Mă rog, și eu mi-am zis, domnule, zic, nu mă interesează aspectele acestea, spune și mie de ce m-ai chemat. Domnule, mi-a arătat într-adevăr acea hârtie care a obținut-o de la Senat, că el ar fi fost angajat, dar domnule, zic că ai fost angajat pe perioada. Așa de ce l-a fost atunci, că nu știa. Da. Păi nu semna, nu, știa, pentru că el a avut și legitimație de intrare în Senat. Am făcut legitimație de intrare, pentru că nu puteam să-l aștept eu de fiecare dată. Din colaboratori așa de legitimație? Da, nu avea, mă rog, eu am obținut o legitimație de intrare în Senatul României. La un moment dat când am văzut că se prezintă numele meu pentru a-și crea el imagine și nu știu ce mai făceam acolo, am zis că, te rog frumos, nu mai ai ce căuta în Senatul României, și pe care mi-a aruncat, practic, pur și simplu mi-a aruncat legitimația, a mâzgărit-o că el nu mai are nevoie și așa, și a plecat, bineînțeles că după aceea am întrebat relația, a plecat, l-am dat afară și de la cabinetul parlamentar, și de la partid, și de peste tot, auzind acum câteva luni de zile că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat legat de... Da, deci, ca personaj, este un personaj interesant, repet, nu vreau să intrăm în amănunte. Eu am vrut să contactăm și pe domnul Casiliescu. O problemă, că trebuie acestea i le-am spus în față. Telefoanele pe care le avem, l-am sunat, uite, îl sunăm și acum în direct, să vedem, poate reușim să... Trebuie că am, e greșeala mea, am dat... N-am băgat difuzorul, hai să mai sunăm o dată. Ca să vedem de ce n-am reușit să vorbim până în acest moment, dar sigur că așteptăm un punct de vedere. Deci nu avem alt număr de telefon. Dacă domnul Caius Siliescu, în legătură cu cele spuse de dumneavoastră, are de spus altceva, putem să primim punctul său de vedere, ca să fim conciși, domnule Nedelcu. Deci, dumneavoastră, ați avut acest contract semnat cu domnul Stric. S-a spus că ați dat vina pe mort. De fapt, despre ce e vorba? Nu, pentru că în discuția pe care am avut-o cu reporterul de la televiziunea respectivă, mi-a pus întrebarea, domnul, dar știți cine e vinovat? Domnul Stan, nu știu ce. Da, domnule, nu că e vinovat domnul Stan. Domnul Stan și-a făcut treaba. Domnul Stan a fost un om deosebit. Nu am nimic de comentat despre activitatea dânsului. El era... Dar dumneavoastră luați banii, de la Parlament. Eu luam într-un plic banii și dădeam domnului Stan în funcție de cheltuielile care le avea. Aveți martori? Da, bineînțeles, tot personalul care a fost acolo, dar nu există și erau și alte persoane care nu făceau parte din cele angajate de la nivelul cabinetului, care știau... Și banii, domnule Nedelcu, v-a spus vreodată, domnule, s-a refuzat să ia banii? Domnule, într-adevăr, de câteva ori, domnule, ce nu-l găsesc pe ăsta, nu răspunde, nu vine, când a venit aici, știți că a fost, domnule, spuneți, domnule, să vină, nu știu, duceți-i, dați-i bani acolo pe vasul lui, faceți ceva, cu așa, să cumva să avem vreodată vreo problemă, așa. Deși după ce a plecat, parcă îmi spunea cineva că omul acesta este făcut așa ca să facă rău. Pentru că nu mi-a făcut numai mie rău. El practic a făcut rău în mai multe județe sau mai multe locuri din țară. La Sulina am auzit ultima perioadă acum că are un vas în derivă. Și vasul este în derivă undeva pe canalul navigabil și că a fost sancționat de către autoritățile statului. De asemenea, are multe datorii la persoane, la agenții economici, nu știu despre ce este vorba, dar în discuția pe care am avut-o cu el, el a căutat să-mi spună de fiecare dată că el a vrut să facă bine, că el vrea să se reabiliteze. Mi-a știți că nu sunteți primul reclamat. Da, bineînțeles. A fost reclamat și șeful poliției din Cărăraș și... Știu aspectele acestea. I-a fi dat niște bani și mi-a băgat în declarația de avere. A fost reclamat tot de către domnul Caius Siliescu, președintele CFR Cluj, da, domnul Mureșan, 100.000 de euro. Deci,
Sunteți într-o galerie acolo. Eu am fost de bună credință, am crezut că, mă rog, la un om care este căzut, ce să-i mai faci, să-i mai dai încă o... Dar să spunem că domnul e o situație foarte gravă. Rudina sau partenera s-a aruncat de la etajul 15. Haide, 15 de la un hotel, de la un bloc, da, bine. Ajutorul Dumnezeu că a căzut la o fertină. Dacă murea, nu dădea declarație. Aceleași... Atunci i s-a spus avocatul ca aceleași manifestări le avea și în Călăraș cu persoanele pe care le cunoștea și erau apropiate. Adică a bătut fernici la Călăraș? Nu vreau să comentez lucrul acesta. Nu vreau să comentez. Așa, dar aveam informații pentru că după ce am văzut despre ce, pe ce persoană este vorba, atunci m-am interesat. Și bineînțeles că mi-au venit asemenea informații, am zis că nu este adevărat. Credeam că nu suntem în Călăraș, suntem în... Mă rog, asta este altă poveste. Da. Deci, ca să lămurim oamenii, din punctul dumneavoastră de vedere, că repet, avem declarația domnului Iliescu și declarația dumneavoastră care avem niște ștate și cu niște semnături. Deci, semnăturile alea pot să nu fie ale domnului Iliescu. Toate ștatele de funcții sunt la Senat. El spune că ar fi fost pusă în legătură cu sau i-au fost date aceste ștate, are informații despre așa, dar eu ceea ce pot să spun că domnul Stan, care s-a ocupat de problema aceasta, l-a chemat de zeci de ori. La așa să vină să... Domnul Stan Nedelcu, pentru că ăsta e un lucru foarte important, vreau eu de data asta să... Este, din cunoștințele mele, unul dintre cei mai cinstiți oameni pe care i-am extraordinar. Da. Ultimul leu, excepțional. Dacă avea, îi rămânea un leu, venea și îi spunea foarte corect. Extraordinar de corect. Nu am ce să comentez. Adică în niciun caz să nu se înțeleagă, așa s-a înțeles, că s-a aruncat vila cu mor. Nu e adevărat, sunt nicio formă. Și cu noi l-a cunoscut. Domnul Nedelcu era unul foarte corect. Foarte multă lume l-a cunoscut în Călăraș și nu am avut nimic de comentat. Dar rămâne o întrebare. Și cu banii ăștia? E vorba de 300 de lei, 300 și ceva de lei, pe un an și ceva, că trebuie să mă uit și eu, într-adevăr, pe documente, să văd cât a figurat în da, deci pe lună erau 3 milioane de lei. 3 milioane de lei, 300 și ceva, pentru că era vorba de suma care îi revenea lui, practic, pentru că suma care era tot... Adică dacă te dea cuțea, vă dădea cu suma adevărat. Vă dați seama că era vorba de bani, dar... Să știți că în perioada aceea am cheltuit foarte mulți bani cu cabinetul parlamentar, cheltuiam mult mai mulți bani decât din salariul meu pentru a acoperi... Noi, stimați respectatori, să o spunem corect și cinstit că așa suntem noi. Noi cu domnul Nedelcu am fost în adevărat război pe vremea și... Da, eu v-am zis că... Nu, dar am fost cu ochiul și ce nu ni s-a părut în regulă de fiecare dată am făcut public. Da. Ei, unele erau regulă, n-aveam ce să le facem, puteam să le inventăm. Da, chiar acest aspect, dumneavoastră l-ați... Da, țineți minte pe cheltuie, nu știu ce, știu treburile acestea. Deci de asta am zis că dumneavoastră sunteți... Deci noi nu vă luăm apărarea, v-am dat dreptul să vă prezentați pentru de vedere. O televiziune echilibrată care prezintă ambele puncte de vedere, așa cum au fost ele prezentate sau cum sunt prezentate de către persoanele care le publică. Și deci, din acest punct de vedere, eu n-am decât să vă mulțumesc și, într-adevăr, să vă fiu, nu, dacă cumva o să fie cazul, deși cu asemenea persoane cu probleme psihice nu ai de ce să te mai judeci, pentru că până la urmă nici nu știi cum să procedezi. Bineînțeles că o să mă consult și eu cu un avocat să văd cum să procedez legat de acest aspect, dacă merită să dau în judecată, pentru că până la urmă este o calumnie adusă nu numai cabinetului meu parlamentar sau mie ca persoană fizică, ci întregului Senat. Pentru că până la urmă este o instituție, nu știu cine din Senat, nu știu cine, deci întregurile acestea care au fost vehiculate, care ați văzut ce... Și eu acum mă gândesc că totuși cei care anul trecut l-au prezentat într-o manieră deplorabilă legat de activitatea asta, legat de ce a făcut cu, mă rog, cu concubina, cu nu știu despre ce este vorba prea bine, și acum să ia apărarea, mie mi s-a părut ceva suspect în treaba aceasta și bineînțeles, nu vreau să comentez aspectul acesta. Nu intrăm în amănunt. Eu o să mă adresez... Dumneavoastră spuneți așa că
s-au eliberat documente, da, că banii respectivi i-au fost puși la dispoziție. Sunt documente, nu... Și... În mod normal, fără să, repet, să încercăm noi să judecăm, că nu e rostul nostru, dar în momentul în care s-a semnat un contract, domnul, acolo era precizată această sumă de 300 de lei. Da, deci domnul Iescu știa care de încasat acești bani. Da, bineînțeles, bineînțeles. Pe de altă parte, cinstit și lăutărește, avem de-a face cu doi parteneri. Unu, om bogat, nu știu câte farmacii, afaceri, de succes ați avut de-a lungul timpului. Da, nu, deci... Adică aveați bani. Da, nu era o problemă de... În familie, pentru că da. Soția dumneavoastră a dus și duce această afacere cu farmaciile. Pe de altă parte, la bancă, proprietarul unor vase, nu? Vase, da. Deci da. Un om iarăși foarte bogat. Doamne iartă-mă, 300 de lei, cred că nu aveau niciun fel de semnificație la momentul respectiv. De-aia sunt niște semne de întrebare, dar nu ne permite să judecăm. Dar nu, cum a spus și dumneavoastră, deci pentru 300 de lei pe lună să te mânjești sau să faci, nu știu ce, jmecherii prin... N-ați avut o înțelegere secretă, băi, semnezi acolo, dar banii îi dă și noi în altă parte. Nu. Că ar mai fi singura variantă. El singura treabă care o știu eu, că a venit de câteva ori pe acolo, dar venea foarte rar. Deci activitatea lui la nivelul cabinetului parlamentar a fost zero, practic. El a zis că mă poate ajuta cu anumite proiecte, cu anumite... Și eu prima dată l-am crezut, fiind de bună credință, l-am crezut. După care mi-am dat seama, într-adevăr, că este un om cu 7 fețe, un om cu probleme psihice, repet treaba aceasta, pentru că el a fost declarat cu probleme psihice, nu de mine, presa și ceilalți care au luat interviu. Și cu un asemenea om, cred că nici nu merită să discuți, însă eu, crezând că și-a revenit și că are, că între timp pot să discut cu dânsul, am avut câteva discuții în ultima perioadă și mi-a prezentat acest punct de vedere și am zis, eu cred că tu glumești. Deci prima dată așa i-am spus, că glumești, că așa. Zice, nu, că uite, am aici, ce vorbești, domnule? Zice, da, ai fost trecut pe statul de plată, tu erai obligat să vii în fiecare lună să-ți iei banii, să vorbești cu domnul Stan în mod civilizat, corect, să semnezi, dar așa i-aruncai documentele, făceai ce făceai din... i-aruncai cu sticlă de foarte mult... Asta a fost ultimele noastre discuții. Da, ultimele discuții, da. Că domnul Stan chiar odată mi-a spus, ce domnul, ce fac cu omul acesta, că zice, ce nici nu mai pot să mai chem la mine aici așa, că mi-e frică de însu, că mi-e răstoarne masa, răstoarne tot pe aici. Zic, vă dați seama în ce situație era omul acesta. Adică chiar a devenit o problemă și o problemă națională, cum a spus dumneavoastră, deci el nu are probleme numai cu călărașul sau cu... Alea deja sunt să găsesc pe internet pentru cine e curios. Da. Noi am pus la dispoziție acest spațiu de timp la solicitarea domnului Nedelcu, pentru că a dorit ca tot mai mulți oameni, în primul rând călărășenii, să cunoască și punctul său de vedere. Dacă ați văzut și la televiziune sau pe site-uri și celălalt punct de vedere, puteți judeca singuri. Noi nu judecăm acest caz. Doar am pus la dispoziție acest spațiu. Dacă reușeam să intrăm în dialog cu domnul Caius, pe care l-am apreciat atunci când a venit în Călăraș, în condițiile în care orice om care a venit în Călăraș cu gândul bun, da, cu inima deschisă, și eu nu mi-am schimbat părerea nici acum despre domnul Iliescu, cu toate cele pe care le-am citit, pentru că n-am stat să-l urmăresc, adică nu a constituit punctul, obiectivul meu. Repet, dacă în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut domnul Iliescu dorește să prezinte punctul său de vedere, îi stau la dispoziție. Noi ați văzut, am încercat să luăm legătura cu dânsul, n-am reușit, pentru că suntem deschiși pentru adevăr. Dar, repet, în legătură cu cele afirmate. Până una alta, să reținem că a existat un contract, contractul respectiv preciza această sumă, contractul nu spune că nu e semnat de dânsul. Domnul profesor. E semnat de domnul Iescu, sigur. Semnat pentru că el a obținut o legitimație, mi-a prezentat niște documente. Știind de acel contract, sigur că trebuia să întrebe de bani. De ce n-a întrebat de bani? Că nu l-a interesat. Nu se putea da o legitimație dacă nu avea un contract. Un contract de colaborare, colaborator extern, bineînțeles. Nu, că și eu cunosc mulți colaboratori externi care au... Două ore, cu... Domnule, te trec... Part-time-ul cu două ore, nu, erau...
o chestie de asta, zic, bă, pentru 300 de lei. Era vorba că să intre în Parlament. 300, da, el avea interes, a zis că vrea să ajungă parlamentar, că vrea să se... Acum, e și candidat. A candidat prin 2008, de asta mai cunoșteam dinainte puțin, nu prea mult, îl cunoșteam numai ca persoană, așa, nu aveam idei prea multe despre el, dar după aceea mi-am dat seama că cu această persoană nu poate, nu pot să discut și nu pot să... Și îmi pare rău că ultima perioadă i-am dat credit prea mult, i-am răspuns la telefon, am zis că, doamne, zic, hai că suntem înainte cu un bănuiați că, bănuiți că a fost o capcană ceva? Da, a fost o capcană, tot timpul vrea să aducă în discuție faptul că el s-a implicat, că a făcut, că mi-a făcut interpelări, zic, că mă uitam la adresul, cum ai făcut interpelări, hai să fim serios, că n-ai făcut... Tu l-ai scris un lucru. Ați avut senzația că avea aparatură pe sensul? Cred că avea și aparatură. Eu nu am, pentru că nu am ce să ascund. Eu mi-am spus direct, băiatule, tu vezi-ți de treaba ta, rezolvă-ți problemele în justiție, dacă poți să le rezolvi, nu mă interesează aspectul acesta, este problema justiției, nu problema mea. El căuta să-mi explice aspectele acestea, că el n-a fost vinovat. Deci prin toate mijloacele caută, am văzut și mi-am dat seama acum, caută într-adevăr să se reabiliteze și să iasă din această problemă. E dreptul dumneavoastră sale. Noi, repet, am prezentat un punct de vedere pentru că așa am considerat că este corect, fără niciun fel de judecată pentru celelalte instituții de presă. Fiecare face ce dorește el și e dreptul fiecare, am mai spus-o, prefer această situație decât să există o instituție de stat care să reglementeze ce avem voi și să nu scriem da sau nu ziariști. Deci, nu e o polemică, nu suntem în conflict cu nicio instituție de presă, nici măcar cu domnul Caus Iliescu. Am dorit să fiți dumneavoastră corect informați, deci să aveți și acest punct de vedere. În rest, judecați singuri, rămânând alături de televiziunea 1+1 TV, televiziunea care poate fi urmărită oricând, de oriunde și ori de câte ori doriți.